Seara, 17 iulie 2021, grădina Bișon. Am filmat Inimă de Bou cu coaste fine în solar, dar aici suntem în spațiu semideschis. Și acum mi-am adus aminte de această tufă. Uitați aici un ciorchine de unde am mai recoltat, au mai rămas două, am luat de sămânță. Deocamdată am luat de sămânță. Aici nici nu știu câte sunt, 2, 4, 6, vreo 10, nu știu câte sunt. Mai sunt vreo două aici. Uitați că tufa este culcată, dar ce vreau să vă arăt în mod special este faptul că, uitați, această sârmă de, deci, această sârmă de palișat, uitați unde am acolo, deci, undeva, țeava aceasta, uitați, eu sunt în picioare, da? E la vârful degetelor și sârma de palișat la fel, da? De care leg roșiile. Și uitați unde sunt acum, deci acum sunt undeva la 1,80 m. Deci, practic, uitați ce curbă are sârma. Deci, uitați cum, din cauza greutății acestei tufe care v-am arătat-o, uitați cum vine sârma, vine de acolo, pe aici, coboară și ajunge practic la nivelul meu de 1,80 m. Ca să vedeți cam unde ajunge. Ia uitați. Deci este, sârma este aproape la capul meu. Uitați-o aici. Da? Iar să vedem și bara. Care este diferența? Uitați unde este bara și unde, nu știu dacă prind, dar cam așa sunt, da? Eu. Cam așa sunt, asta e diferența și acolo ați văzut-o, este de lăsată din cauza greutății și uitați, curbura se ridică din nou, practic această tufă, nu știu câte kilograme, avea 4 kg, 5 kg și aveți dreptate, domnul Ion Tatu, este senzațional soiul. Vă mulțumesc și dumneavoastră vă mulțumesc și vă doresc o seară bună, dar nu înainte de a prinde și un instantaneu așa cu solarul semi deschis. Uitați-l, este semi, da? Doar cu polă ca să fie plantele protejate. Uitați-le cum sunt. Cam așa arată plantele. Cam așa arată. Uitați. Deci practic așa arată. Și pe dedesubt, uitați-le, arată. Uitați, iar Daterino, care este. Deci, senzație. Toate sunt senzaționale. Și niște soruri turcești care, chiar m-au încântat. Cum este și acesta. Zice că ar fi un roz de țară. La mine, aici, nu prea roz a ieșit el. Aici, că e un roz de țară de lux. Uitați, sunt niște roșii de lux. Așa. Uitați cam cum. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru vizionare și grădina Bișon vă dorește un weekend plăcut.